What the fuck? Ăsta e un avion sau de? Uite-l! Supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un episod din 7 Days to Die. Asta voiam să aud, melodia de la 4 dimineața. Sunt cu lumea aici pe live și înregistrăm un episod de 7 Days to Die. Am băgat ca nebunul, am băgat la apă. Sunt un nebun! Și trebuie să-i mulțumim cuiva din comentarii, lui Nena General Dodo, care a fost super, super de treabă și ne-a ajutat foarte, foarte mult cu interfața. Deci mi-a dat un link la... Bine, 7 Days to Die nu are workshop propriu-zis, așa cum are Anunnaki Genesis, dar are ceva pe aproape, pe acolo. Băi, cred că punem aici cam... toate componentele, zic bine. Ăsta ar fi interesant de păstrat, pentru că îl putem folosi de Clockhammer the Great for repairing and upgrading base walls and not a weapon. Cât de damage? Entity damage 7,11 versus... e slăbuț. Dar cum pot să-l repar? Nu am materiale necesare ca să-l repar. Păi și care ți-e receta? Am nevoie de un workbench, să înțeleg. Ok, ca să-l depar. Bine, ok. Bun, așa, ce mă interesează? Mă interesează să ne facem un dulăpior pentru medicamente. Yucca fruitul ăsta, am văzut că sunt niște chestii de mâncare. Aici mai aruncăm, nu știu, mining helmetul ăsta ne ajută, nu ne ajută. Hai să lăsăm. Unde aveam noi? Aici aveam astea cu toate cele. Așa, hai să ne uităm un picuț de tot în frigider. Frigiderul sau de mașa? Cred că frigiderul se aude așa. Ce creepy se aude. Nu știu ce să fac cu bănuții. N-am nici cea mai vagă idee ce aș putea să fac cu bănuții. Dar... dar de ce le-ai pus pe amândouă? Cum fac... cum fac să împart un... Nu știu cum fac să împart un stack în două. Că am două astea și nu vreau să am două alea, nu? Aha, cu click dreapta, am înțeles. Gata, șef. Păi și cu click dreapta și ce rețete pot să fac acum? Chestii de mâncare mă interesează, pot să fac ceva doar cu ouă. Fii atent că merge de făcut. Near Death Experience Achievement Unlocked. Bine mă. Da mă, cu click dreapta merge fără niciun stres. Ok, și pot să bag câteva ouă acolo sau cum? Un ou și un borcanel cu apă, a? Cred că doar atâta vreau, un ou și un borcanel cu apă. Nu știe. Mă gândeam că poate știe cumva din cu scroll cumva ca în Minecraft. Deci hai să ne ridicăm, cred că ne mișcăm un pic mai repede dacă ne pornește-l și hai să vedem dacă putem să-i dăm așa un cook. Sunt foarte curios. Aici în stânga mi-a arătat. Ok, nu, mă uitam 16 aici și aici era un timer, dar nu dădeam seama de asta. Ok. Man! Plus 4 și wellness, nu știu ce. Pagă că presupun că nu strică, dar foarte puțin îmi dă. Turn off. Foarte extraordinar de puțin îmi dă. Ok, o să mai trebuiască să mai ocupăm noi aici cu ăsta, presupun, tot felul de prostioare. De genul ăsta, murky water, am putea... Mă jur că nu mai știu pe unde să le mai bag, frate, că sunt prea multe. Asta nu știu dacă are rost să-i facem ceva cu el. Chiar nu pot imagina. Ce am făcut, mă? Unde am băgat, mă? Nu mai știu unde am lăsat medicamentele, mă jur. Aici, ok. Până mă învăț cu toate astea, o să mă prostesc. Că sunt prea multe prin prea multe locuri. Ok, bandaj. Ăsta. Rețeta, am zis că Yucca Juice, nu? You don't have the necessary... Ce mă, n-am un borcan gol la mine? M-am prostit eu. What the fuck, unde am lăsat borcanele goale? Ba da, le-am... What is pe slotul 5, ești cu capul? Dar am nevoie de 4... Ok, da, nu, m-am prostit, ok, în regulă. E de la bătrânețe, se trage, fraților, ok. Așa. Bottled water. Bă, și mie te rog frumos aici, 4 bottled water.
Mai bagă din alea de acolo, că cred. Mamă, dar câtă ia, fiți atenți câtă ia. Wow, dude. Nu-s de acord să ia atât de mult să facă. A, uite, și mi-arată pentru cât timp am combustibil. Ok, foarte, foarte deșteaptă chestia asta. Foarte, foarte deșteaptă chestia asta. Bun. Întrebare întrebătoare, my friend. M-ar interesa să dăm aici niște scrap și să ni le refacem. Ce zici, mătăluț, să ne băgăm? Un axe, craft, după aia bătă, craft și după aia wooden bow, craft. Așa, asta mă interesează să văd. Ca de obicei să ne le facem la nivel cât mai mare posibil și să nu avem probleme cu durabilitatea. Câte avem? 32, hai să zicem 18. Până la 50 de săgeți să fie acolo, pur și simplu să fie. Cine mi-a atras atenția? V-am zis de General Dodo că ne-a ajutat cu interfața, că avem chestii super faine pe ecran. Pe ecran, cred că v-am zis. Nu știu cine mi-a zis de bănuții ăștia, cred că Sumari Blood mi-a zis că, bă, vezi că ai bani la tine, că banii ăștia sunt ăștia, de fapt. Și că puteai să-i folosești pe... N-am realizat, mă jur că n-am realizat. Pe... Tonomat. Gata, putem să-l oprim și pe ăsta. S-a făcut toată apa. Cred că da, cred că suntem în regulă. Bun, dragilor, este ziua a patra, este 7 și un pic dimineața. Acum întrebarea mea este în felul următor. Noi pe hartă nu prea găsim, eventual am putea să ne îndreptăm ușor înspre sud-est, doar așa ca idee generală. Zic bine, măi, sud-est? Zic bine. Apă! Nu găsim apă. Stau să mă gândesc, your skill in athletics, stau să mă gândesc dacă ar fi cazul să ne apucăm, nu știu dacă de acum sau din episodul viitor, să ne apucăm de o mini bază, ceva cu niște spike-uri sau chestii de genul ăsta, nu-mi dau seama dacă ar trebui de acum. Bine, presupun că dacă aș fi băiat deștept, da, ar fi bine să mă apuc de acum, că mai bine am ziua 7 de plimbat decât după aia să-mi fac griji că aoleu, e ziua 7 și nu mai am terminat. Dar hai să fim serioși. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Poate avem noroc din ăsta prostesc. Un noroc începătorului și găsim un bunker ceva. Mi s-a părut mie că văd un quip? Cred că mi s-a părut. Și găsim un bunker ceva nesimțit. Și stăm acolo în ziua 7. Ce ziceți? Un pic de piatră. Așa. Un pic de lemn, sigur, absolut. De ce nu? Că nu prea mai avem multe. Mai avem câte erau 100 de bucăți, parcă ultima dată. Am și repede să zice durabilitatea la topurișca asta. Noi avem posibilitatea să facem un topor, în adevăratul sens al cuvântului. Adică din metal. 225 de lemn, nu știu dacă e suficient. 72 de pietre. Ce mă, nu vreau la, nu mă interesează asta, vreau, mă interesează axe, iron axe. Și am nevoie de 20 de forged iron, care nu știu cum se obține. Și cred că pot să-l fac în inventar, cred că pot să-l fac în inventar. Oare pot să fac 20 de forged iron? Ia, mai să fiți atenți. Hai să mergem un picuț acasă și să vedem dacă putem să punem lemnul ăsta pe foc să ne facă niște forge. Dar iron, presupun că e pur și simplu minerul dintr-o ăsta de fier aruncat în, în forge, nu? Nu cred că e ceva extraordinar de special. Salut! Ouă, bravo! Spunea cineva la un moment dat că ai grijă cu ouăle alea că te miroase zombălăi cu ele în inventar și, și nu cu, nu numai cu ouăle, cu... Sandwich-urile. Băi, eu am văzut că asta cu mirosul e cumva, să spun, îți apare în stânga jos, dacă e ceva de miros, să fie problemă. My friend, uite aici, deci avem un forged iron și o grămadă de chestii astea suplimentare, nu? 37 și cu 1. Forged, așa, ce am nevoie pentru tine? What? Serios? Nu, păi, nu înțeleg. Păi și iron? Păi și cu ăsta ce fac, frate? Raw iron. Should be made in a forge, but can also be scrapped at a loss. Ok. Păi și vreau să-l smelt it in a forge. Nu înțeleg. Aha, pot să-l pun aici.
cât vine, mă, că nu realizez? 19 cu 19, a? Și ce obțin? Obțin fier? Așa s-ar părea, nu? Mă gândesc că măcar un topor de metal ar fi mult mai interesant decât un topor simplu, nu? Așa, și hai să punem ouăle astea ce le-am luat să le băgăm aici. Mai mâncăm o prostie. Să ne mai dau un pic de acolo. Așa, și presupun că mai putem să bem un picuț de apă fără niciun fel de problemă, nu? Da. Și ăsta lăsăm aici. Deja 9 dimineața. Ne reluăm vechea noastră traiectorie, ca să zicem așa. Băi, mă supără că trece prea rapid timpul ăsta. Nu știu de ce, dar... Parcă n-ai timp de nimic. Fuck! Serios, în pana mea! Am splint. Ia uite, frate. Deci, pur și simplu, că am alergat prea rapid la vale cu avânt cumva. Și mi-au o zi să mă repar acum. Băga mea și ce rău. Uite că mi-ai un metal pur și simplu așa din pietre din astea dubioase. Sunt foarte curios să văd. Deci au fost 19 cu 19, pe total 38 de bucăți de astea de metal. Sunt foarte curios să văd cât forged iron o să-mi iau de acolo. Ține minte că la ora 20 deja ne îndreptăm spre casă, nu mai suntem ca tâmpiții. Plus că acum avem și piciorul rupt, făcut franjuri, pentru că motive. Hai cu tata. Oare măsuța aia de lucru, oare putem să o luăm de jos? Sau trebuie să o distrugem? Trebuie să verificăm, trebuie să vedem. Cred că cu E-ul, dacă îl țin un pic mai mult apăsat, o să-mi arate, nu? Știți de care zi, nu? Măsuța aia de am găsit-o noi în orășel. Vreau foarte tare să mă duc spre sud-est, că poate, printr-o minune divină, sper, găsim un lac ceva, un corp de apă, cum s-ar zice. Moonstone. My friend. Iar trebuie să-i dau reload, să mereu uit. Bravo. Păhărel. Ia fibră, my friends, că avem nevoie de din de toate. Tot sud-est, da? Ok, hai să ne mai uităm un pic pe hartă. Încă nimic interesant la orizont. Am auzit un mărăit. Văd în față un drum aproximativ. Stai așa să intrăm aici în scrap ăsta să vedem ce găsim. Nimic. Pene, da, sunt de acord. Mai dăm către un copac pe drum așa. Mai luăm o pietrișică. Mai dăm un copac pe drum. Și în copacul ăsta la altul. Dăm, mă, știu, 12. Nu vrem să dea 12. Mai luăm o pietricică. Vedem acolo un... băi, uite și aici un gunoiaș. Dai ceva bun? Ca lumea să fim atenți să ne uităm în mașini. Sunt de acord. Sunt perfect de acord. Cristofor Columbus. De la ce-o fi, mă, că ne-am plimbat mult sau că suntem pierduți sau ce? Ce vrea să însemne Cristofor Columbus? Nu știu dacă se vede pe filmare că mi-apar achievement-uri de la Steam. Să vedem dacă putem să accesăm sedanul ăsta de aici, magnific. Mă amuză că nu-i zice car, îi zice sedan. Wow, ăsta clar ne dă ceva bun. Ia uite! Băi, deci e un drum. Sunt de acord că e un drum. Da, ceva interesant pe drumul ăsta. Hai să mergem în direcția asta generală. Poate. Nu se știe niciodată. Aci, peste culmea dealului, o să ne fie salvarea. După aia când coborâm, o să ne fie moartea, că o să alergăm prea rapid. O să ne aruncăm și o să ne rupem picioarele, că doar așa se face. Trebuie să mă duc eu de șoșe să-mi iau niște iuca. Măi, eu te-am auzit pe tine, dar nu știu cât de aproape ești de mine. Mai văd pe un îndepărtare foarte... Salut!
Bravo. Oh, bănuț, a avut băiatul bănuț la el. Ăla nu cred că vine spre noi, nu? Nu ne vede încă. Mi se pare mie... lipici. Fraților, crossbow. Pentru arbaletă avem nevoie de rețetă să găsim sau știm să facem? Ia, stai așa. Crossbow. Cred că avem nevoie de o carte, nu? You don't have the required resp. What the fuck? Ăsta e un avion sau de? Uite-l! Uite-l! Și ne-a lăsat el așa un drop? Ca să ne fie mai ușor că sunt și novice, am lăsat să mi se vadă pe hartă unde sunt dropurile. Vreau să fac o chestie înainte de a ne băga acolo. Vreau să dau scrap. Vreau să o fac din nou. Unde o să-mi pice aici? Da. Perfect. Deja e la 17 față de 15 cât era înainte. Te aud, fraiere. Iar ăsta de aici se mișcă ciudat capul. Fucking Christ. Te urăsc, dude. Lipici a avut la el, ok. Unde era drop-ul în partea asta? Nu pot să cred că pot să alerg cu piciorul rupt. Ok, să fim atenți. Deci drop-ul ăla ne arată și o coloană de fum galben, da? Băi, ce mă bucur că acum avem chestia asta la interfață. Să ne arate... Iuca. Și aloe. Unde o văzui, mă? Uite aici. V-am auzit. Trebuie să fim atenți cu cactusii pentru că am înțeles că sunt super nasoli. Un cactus din ăsta îți dă damage de te satură. Ce e ăsta aici? E pământ pur și simplu? Am văzut un sedan. Unde-i mă drop-ul? Opa, cactus, l-a văzut fix în față. Fucking Christ. Deci nu mai văd... Am trecut de el și sunt, m-am prostit eu. Unde-i mă nene, în spatele meu? Măi, e tot așa. Picioarele mele fâșie așa. Nu știu dacă voi puteți să auziți. Unii mă. Măcar să mai luăm niște iucă, a? E bun să fie la casa omului. Mamă, dar te pune să te plimbi după asta. M-aș fi așteptat să fie un pic mai aproape de mine. Drop. Mi se face rău. Mi se face rău că e prea... Terenul e prea dubios față de unghiul terenului. Unii mă, nene, mă? Pe ceasul e un. Uite-l, mă! Hai să fim puțin atenți. Întrebare. Fuck, l-am aruncat cu Q, se aruncă. Vreau să... Așa, pentru print screen. Avem vreo șansă să-i facem un print screen mai interesant de atâta? Nu cred, nu? Supply. Ia, mă! Mamă, SMG! Fucking Christ! Și ne-a dat și un SMG! AK-47! Oh my god! Take! Beaker! Ce e ăsta, mă? Quick invitation to use in campfire to unlock recipes. Interesant. Și ăsta? A part of the submachine gun. Assemble with other parts to create a complete SMG. Once you read the schematic. Interesant. Foarte, foarte tare. Ok, hai să ne uităm un picuț pe hartă. Unde am ajuns, fratele meu? Asta e doar o bandă? Deci a fost doar o bandă de deșert? Cât de tupios! Hai așa să ne luăm arma aici. Interesant. Deci asta este SMG stock ceva. Da. Și acum că avem rețeta, dacă mai găsim și alte astea. Da, SMG-ul e aiurea, frate, că sunt foarte multe gloanțe. Un shotgun presupun că ar fi mai interesant pentru nivelul meu de țintă. Aia e o apă. Eu văd în față o apă. Și trec peste un cuib.
Ceasul 2. Ar vrea să alerg către... Bravo. Pizza, mă. Pizza împuțită. Ia apă, tată, că nu se știe. Rotting flesh. Nu cred că mă interesează rotting flesh, nu? Mi-e cald? Serios? Am chipiul pe cap, frate. N-am ce să mai... Numai să dau jos de pe mine, eventual, ca să nu mai fie cald. Apă. Apă. Hai să nu alergăm ca tâmpiții, că poate nu mai rupem iară piciorul. Pot să dau jos chestii după mine să nu mai fie cald? Plus 1, plus 1, plus 1. Nu știu ce să zic. Ăsta n-are legătură, ăsta îmi dă minus 3. Na, dă jos toate cele. Stai la chiloți. E vară în puii mei, 29 de grade. Ce... Ah, bodea proste! Bodea proste, mâncați-și gura ta. Gimi. Am umplut 58 de borcane odată? Băi, zbașe de mine. Da, mă, 58 de borcane odată, what the fuck. Ok. Bă, nu zic nu. Așa, scrap. My friend, recipes. Yuca juice, nu mai am, că am umplut borcanele. E ok, e gata, ăla a fost... Ok, foarte, foarte tare. Foarte, foarte tare. Bine, o să-mi iau veșnicie acum până le rezolv, dar e bine, sunt fericit. Ok, păi și atunci... Oi, de mine câtă apă e! Câtă apă e! Zi tu că nu e atât, uite și tu cât să bucură gușterul acolo. Oh my god, păi numai aici vin, frate, și îmi fac de acum. Stai, stai, nu, vin în linie dreaptă, vin în linie dreaptă, așa, așa. Fucking Christ. Stai, mă! Am luat-o, m-am luat. Cornmeal. Several recipes. Să facem ceva mămăligă. Ce putem să facem cu făina de porumb? Ok, hai să ne uităm un pic pe hartă. Da, mă, uite-mă, nene, mă, fii atent, mă. Dude, ce mai speriat. Am crezut că e un cerb inițial și după aia zic mai bine să verific. Și ca să vezi, nu era un cerb. Crap, my friend. Bun, ne întoarcem. E aproape ceasul 4. Mai avem 4 ore. Nu cred că putem să ajungem la ora și în 4 ore și pe aia să ne mai și întoarcem, nu? Fiți atenți, hai să ne ducem înspre vest și după aia o luăm așa. Deci hai să luăm ușurel așa înspre vest. Ușurel, ușurel la pas. Hai să mai mâncăm o mură. Iar mi-e cald, iar mi-e cald. Ură lumea prin chat, dar nu pot să fiu foarte, foarte atent, că dacă sunt mai atent în chat, după aia nu mai sunt atent la videoclip. E dubios. Nu e o iluzie, ai stat prea mult în deșert, normal că e apă. Eu ce tot urlu? What? Da, e normal că e apă pentru că am stat prea mult în deșert. Nu înțeleg logica, am scapă, îmi cer scuze, dar am scapă. Speram să-l dobor. Oh my god! Dude, ți-am dat 4 headshot-uri, sau mă rog, 3. Finally. N-am murit, nu? Nu. Merci! Ai avut și tu ceva bun la tine? Absolut nimic. Unde ziceam înspre vest, ziceam că ne ducem. O ușurel așa la deal. Ceva interesant pe aici? Nu prea. Porcușorul ăla mă mănâncă să-l iau, dar știu că dacă îl iau atrag după aia zombălăi. Și nu știu, sincer nu știu dacă îmi convine. Cu ouă. Bacon and eggs. Ar fi bun bacon and eggs, nu? Cât metal am eu în momentul de față? Am o bucăță de metal și 110 pietre. Nu știu dacă mai am nevoie așa pentru un nivel de bază. Sincer. Hai să mai băgăm mure, my friend. Câte una așa pe parcurs. Câte o mură aici, câte o mură acolo. Ni se mai face un pic rău. Chestii de-astea de bază, știi tu. Aoleo, aoleo. Cum să-ți fie mă atât de greu să urci la deal? Mai bagă? Așa, bravo, bravo. Ai băgat suficientă mâncare încât să te... Recuperez ușor, ne zice el acolo. De parcă noi nu știam.
Nu pot să-mi iau bomba, am inventarul plin de aia. Dă. Ce arunc eu acum dacă găsești ceva interesant? Spuneți-mi voi mie. Da, mă, mi-a dat de la 60 la 63. Nu cred. Nu cred că am văzut eu bine. 63 la 65. Da, mi s-a făcut rău de la mure. Bravo. Dar sunt curios, care e efectul? 64, 65, hai să vedem. Îmi scade ceva de la vomit? Ce mi se întâmplă? Care e efectul că mi se strică scrap? Și ăstea n-am unde să le iau. Nu, fuck! Uite, am putea să lăsăm... Bine, nu știu la ce o să-mi folosească. Maple seed, what? Putem să plantăm copaci? Crafting has been halted until nu știu ce. Nu știu, deci cred că mi se duce din hidratare, dar... Oh, dude, mă jur că nu te-am văzut până n-ai început să te miști. Nu fi creepy. Creepy coral. De ce te miști în zigzag? Vino drept spre mine, gușterule. Mor cu el aici. Poate îmi rup piciorul, că iară, nu știu ce să fac. Oh my god, hai că măcar te nimeri în cap, n-ai ce să zici. Asta nu cred că ne... Pot să dau scrap? Uleiul nu știu la ce, îmi presupun că eu la o rețetă ceva sau dacă ajungem să facem... Bine, cu uleiul la o mașină? Ceva pentru o mașină? Am înțeles că se poate face un fel de motocicletă sau o motoretă mai micuță. Este ceasul... Ba nu, e 6. Mai avem 2 ore până la 8. Deci e ok, putem să mai explorăm nițel. Ceva interesant pe aici? Nu, mă gândeam că poate mai găsim o casă. Ar fi foarte... Cred că ar fi foarte înțelept din partea mea să ne facem de fapt vreo 3 căsuțe. Să nu stăm doar într-un singur loc. 3 căsuțe cu 3 forgiuri, cu 3 alea. Și să ne petrecem câte o seară pe rând în fiecare căsuță la rând așa, știi? Am înțeles că există o chestie numită heat level. Care acest heat level reprezintă nivelul de activitate pe care îl înregistrezi tu într-o zonă. Și nu e bine dacă ai nivelul ăsta prea mare, că se au tendința să se spuneze zombălăi din ce în ce mai mulți în zonele în care... Super, iar m-am stricat la stomac. În zonele în care ai o activitate prea intensă. Zic bine? Oh, oh. Ih, urcăm la deal. Frate, păi vreau și eu să mănânc fără să... Pana mea, nu pot să mănânc și o mură fără să mi se facă rău. Ăla cred că și-a rupt craci în cactus și este. Gușterul ăsta din față. Salut, să trăiți, bună ziua. Domnul. Ați auzit despre Isus? Hai să discutăm. Mori, mă! Când îi dai prea sus, știi? Ok, gata, am început să-i învăț când mor. Au o animație specifică atunci când mor. Izolare plus 2. Bă, pierd din tot sufletul să nu existe ieri. Să nu există ideea de iarnă în joc, pentru că dacă e... Ne-am dat. Mă bucur că n-am găsit absolut nimic acolo. Hai să mai luăm niște iuca. Deși am impresia că există cumva biomuri. Așa cum e biom de deșert. Cred că există și oarecum biom de zăpadă, nu? Ca în Minecraft. Și acolo am înțeles că sunt niște pădurari sau ceva de genul ăsta, adică un zombălău mai, cu mai mult HP, care ți-o dă rău de tot. Băi, ești cumva o asistentă? Să mor tu că era fix o asistentă. Ba nu e o asistentă, e altceva, dar e dubioasă răzut. My friend, îți dau... center, că te miști prea mult cu căpățână, îmi pare rău. Bravo. You treat... M-a avut apă, măi. Foarte tare. Ai văzut că merită să mai consum câteva pene pentru gușteri. Am mai întrebat, nu știu dacă m-ai întrebat. Se regenerează copacii și pietrele.
Și frunzele de pe jos. Sau e ca în Minecraft. Odată ce le-ai doborât, rămân șterse de pe hartă și trebuie să plantezi. Cum plantezi? Pică ca și la Minecraft, pică puieți de copaci. Că hai că înțeleg, piatra, nu știu frate, s-a pin jos și pana mea. Dar dacă vrei să ai o zonă. Mi s-a părut mie sau am auzit unul mai rapid? Mamă, deci am luat la Iuca, fraților. Dacă m-aș uita 2 secunde în chat, cred că aș vedea să-mi zică lumea. Jocul e făcut pe biomuri, nu pe anotimpuri. Gata, am văzut, am învățat chestii noi. Opa, fugi. Dă-i număr, roagă-te să nu fie un cactus în spate. Fuck. Aia e casa noastră? Cred că da. Hai, vină peste de-al guștere. Finally. Dar n-a murit. Bravo. 2 pene, mă. Mă, dar ăștia sunt periculoși. Dar nu știu dacă neapărat periculoși datorită faptului că au mai mult HP, cât sunt periculoși datorită faptului că își tot mișcă capul. Cactus, nu călca în cactus. Te rog eu frumos, nu călca în cactus. N-a poftim și am ajuns și acasă. Nu cred că e asta fix căsuța noastră, cred că e de lângă. Da, e ok. Mi s-a dus și rana la picior. Sunt fericit, ce pot să mai zic. Așa, acum să fim atenți să nu nimeni mânc într-un cactus, știi, ca țicanul la mal. Opa, pa, pa. Să trăiți, bună ziua. Nu mai las, las-o așa că e după aia dacă mă duc să iau de pe cadavru. Tot nu fac bine că pic pe acolo și nu mai mă ridic. Da, nu e asta căsuța noastră, e căsuța de lângă. Dar a mai fost aici, este? Eu parcă mi-au aminte că a mai fost. 8:30 ceasul, cred că avem timp acum să ne întoarcem. Hai să verificăm un picuț căsuța. Parcă să zic că am intrat pe undeva pe sus. Parcă așa mi-aduc aminte că nu am intrat pe... Madam! Chill! Oh my god! Ce a fost aia, frate? Nu, ok, nu avem nevoie. Nu mai avem spațiu oricum. A fost un critical ceva. Oamenilor, deci e clar. De data viitoare... Da, m-am mai fost în casa asta. Pe aici am intrat, corect. Și... A, da, uite, și pe aici a spart o asistentă. Da, mi-aduc aminte. Da, deci suntem super aproape de casă. E ok, e în regulă. Nu cred că ar fi indicat să rămân peste noapte aici totuși. Mă gândesc că poate lumina aia atrage musafiri neinvitați. Nu știu de ce stau ca prost să mă iau. Du-te acasă, my friend, du-te acasă și vezi ce ai prin... Zic, cât metal ți-a făcut forge-ul. Ia-i să tăcem un picut. Să fim atent. Fuck. Dude, pleacă de aici, nu vreau să te las, mă-n pace. Așa, închide. Am nevoie de metal ca să pot să o baricadez mai mult decât ea. Of, oprește-te, rog frumos. Și unde este metalul? Mi l-a dat în inventar? Iron 190. A! Fuck, în 3 minuțele... Nu cred că avem timp, nu? Vai de capul meu! Și acum facem continuare metal. A, uite la aici, măi! Gata, m-am prins! Ok, și iron, forged iron, m-am zis că e metalul ăsta plus ceva clay. Păi și argila de unde iau? Că nu am văzut până acum argila. Mamă, fraților, nu știu ce să zic. Cred că o să atragem, este că o să atragem. Fuck. Turn off. E prea risky. E mult prea risky. Cam e, și bine, acum aș putea să baricadez ușa.
cam atâta metal încât aș putea să barricadez ușa. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Am fost super, super norocoși astăzi. Extraordinar de norocoși din punctul meu de vedere. Am găsit foarte multe chestii. Uite, asta aș putea să-l fac pur și simplu pentru 10 stamina. Da, nu e stamina, dar full este doar plus 3. Și ăsta nu-mi zice, măi? Can cool your hydrate and give you stamina. To grow yucca plants. Nu știu ce să zic dacă vreau să cresc. Îmi dăm mai multe fructe de yucca dintr-o sămânță. Presupun că da, nu? Bun, hai să vedem ce mai lăsăm pe aici. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, poate un share, dacă n-ați făcut deja. O abonare, sexy, sexy, sexy. Dacă v-a plăcut extraordinar de mult, împărtășiți cu prietenii. Și mai sexy, de 3 ori sexy. În seara București, bună seara România, pe data viitoare.